Să fie Domnul! Amin! Slăvit să fie Domnul! Amin! Așa, ne bucurăm să fim din nou împreună, mai ales că avem o zi foarte importantă, o zi cu semnificație mare pentru noi, pentru biserica noastră. Este ziua mulțumirii, este ziua bisericii. Azi, adică în urmă cu o săptămână, am împlinit 5 ani. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de aici, din Herning. Este o zi în care, în mod deosebit, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit în anul acesta, pentru tot ce a făcut pentru noi. Vă invit să ne ridicăm. Vom citi un pasaj foarte frumos, îl găsim în cartea Eclesiastul, capitolul 9, de la versetul 7 la versetul 11. Eclesiastul 9, de la versetul 7 până la versetul 11. Du-te, dar te mănâncă-ți pâinea cu bucurie. Bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Amin. Amin. Ne vom ruga acum și îl rog pe fratele Andrei să ne conducă în rugăciune. Îl lăudăm pe Domnul, îl binecuvântăm cu toată inima, îi mulțumim pentru toate și apoi anunțăm ce se petrece în continuare. Doamne Dumnezeu nostru, venim înainte ta. Da, te lăudăm, Doamne, te binecuvântăm. Doamne, binecuvântăm numele Tău, pentru că în tot acest timp, Doamne, Tu v-ai binecuvântat așa de mult biserica ta. Mulțumim, Doamne, mulțumim pentru că de multe ori în locul acesta, Doamne, Tu ai vindecat, Doamne, Tu ai vindecat, Doamne, lăudați să fie eliberat, Doamne, de aceea, Doamne, vrem să lăudăm numele Tău și binecuvântăm, Doamne, frumoasă aceasta, pentru că ești Dumnezeul care până aici, Doamne, Tu ai fost cu noi. Mulțumim, Doamne, de frumoasă aceasta, venim înainte, Doamne, te rugăm frumos să ne curățești, Doamne, să ne iei. Doamne, știm că ești un Dumnezeu care nu poți să vezi păcatul, de aceea, Doamne, te rugăm în primul rând să curățești ființele noastre, inimile noastre, mințele noastre, gândurile noastre. Doamne, vrem ca după masă aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să vii la noi, Doamne. Să vii să stai de vorbă cu noi, Doamne, să vii să cercetezi inimile noastre și viețile noastre, Doamne, și totodată te rugăm să ne dai putere, Doamne, să te iubim mai mult. Amin. Doamne, să ne dai putere, Doamne, să te slujim mai mult, Doamne, și să ne dai putere, Doamne, ca în fiecare zi viața noastră, Doamne, să o aștepte la picioarele tale. Amin. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău din viață, în viață, din veșnicie, în veșnicie. Ești Dumnezeul care ai fost cu noi, ești Dumnezeul care ne-a mântuit, ești Dumnezeul care ne-a eliberat și ești Dumnezeul care în fiecare zi ne iei povara noastră. Ești Dumnezeul care în fiecare zi ne-ai promis că vei fi cu noi. Și Doamne, Dumnezeul nostru, de aceea, pentru promisiunea Ta, Doamne, și în numele Domnului Iisus, cerem prezența Ta peste locul acesta. Te rugăm cu mult, Doamne, să ne binecuvintezi, Doamne, ca după masa aceasta orice inimă, Doamne, să te simtă pe bine. Te rugăm frumos, Doamne, să binecuvintezi părtășia noastră. Te rugăm să binecuvintezi orice suflet care împrate lucrul acesta. Și, Doamne, vrem să mergem de aici, Doamne, mai hotărâți, Doamne, ca să te slujim, Doamne, mai plin de Tine, Doamne, mai plin de puterea Duhului Tău cel Sfânt de a face voia Ta, Doamne. Binecuvântat să fii pentru toate, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Astăzi am ales să fie adunarea mai deosebită. Vom avea câțiva frați, trei la număr, care ne vor încuraja astăzi lucruri care s-au petrecut în viața lor,
viața bisericii, n-au prea apărut ei prin față. Chiar ăsta era scopul, să alegem pe cineva care nu prea apare pe aici și să vedem cum resimțim noi tot ce se petrece în comunitatea asta, în biserică. Vă aduc aminte că în urmă cu 5 ani, când s-a pornit biserica aceasta, scopul a fost și a rămas același, să-L mărturisim pe Dumnezeu, să trăim în voia lui Dumnezeu, să învățăm pe oameni să-L iubească și să-L asculte pe Dumnezeu. Nu știu cât de mult sau de puțin am reușit, noi ne dăm silințele în continuare, dar vreau să vă spun, odată ce se vestește cuvântul lui Dumnezeu de aici, indiferent cine l-ar face, de acolo înainte este responsabilitatea fiecăruia să ia în serios sau nu cuvântul lui Dumnezeu. Noi, ca și predicatori, ca și frați, lucrători în biserică, trebuie să ne dăm toate silințele și trebuie să spunem adevărul care l-a spus Dumnezeu. Indiferent dacă doare, indiferent dacă ne place, indiferent că nu ne place, noi avem datoria aceasta. Chiar vorbeam cu un frate astăzi și m-a încurajat ce mi-a spus. Frate, când vrei să faci voia lui Dumnezeu și spui adevărul, ești cam lipsit de oameni pe lângă tine. Pentru că adevărul uneori doare, adevărul deranjează, dar vreau să vă spun, Dumnezeu dorește din toată inima ca noi să fim adevărați copii ai Lui, să luăm în serios cuvântul Lui, părtășia frățească și să rămânem în ascultare de Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla. Vedeți voi ce am citit. Du-te, dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie, beați cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Poate că la prima vedere ni s-ar părea, a, pot să fac acum orice, că Dumnezeu a găsit și găsește plăcere în ce fac. Vreau să spun, Dumnezeu a găsit plăcere de mult în alți oameni, în ceea ce facem noi acum. Da, ne rugăm, ne străduim, nu știu, ascultăm, dar au fost alții înaintea noastră care au făcut lucrurile acestea. Nu știu dacă este vreun lucru cu care omul poate să-L impresioneze pe Dumnezeu. De aceea spune Solomon, fii pe pace, du-te și trăiești viața, ai grijă cum o trăiești, mănâncă-ți pâinea cu bucurie, beați cu inimă vinul, Dumnezeu a găsit plăcere, nu ai cu ce-L impresiona pe Dumnezeu. Dar îmi place foarte mult cum continuă El învățătura. În versetul 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Asta e foarte important. No, în asta Dumnezeu vrea să se uite la noi. Să ai haine albe, să ai viață curată. Acum, haine albe, să știți, nu se referă la tricou alb și cămaș albă. Poți să umbli toată ziua în tricouri albe. Dacă nu inima și viața albă, curată, Dumnezeu vrea să spună să trăiești viața cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. Să-ți fie viața curățită. Noi de multe ori vrem să inducem în eroare pe unii și pe alții, dar pe Dumnezeu nu-L putem. El privește direct în inima noastră, direct în mintea noastră. Și Dumnezeu așteaptă să fie omul cu inimă curată, cu gândurile curate înaintea Lui. Doamne ajută-ne la asta! Amin. Doamne ajută-ne! Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte pe pământul ăsta. Bucură-te cu ea! Dumnezeu ne-a făcut harul acesta să avem, celor mai mult, să avem familie, fraților. Așa cum v-am învățat și altă dată. Bucură-te cu nevasta ta, nu cu alții, nu cu nevasta altora. Și tu bucură-te cu soțul tău de viața care ți-a dat-o Domnul. E un dar de la Dumnezeu, bucură-te.
nici nu trăi ca și tristul de pe pământ toată ziua în familie. Dumnezeu ne-a pus toate la dispoziție, să avem o viață frumoasă, o viață liniștită, o viață bogată cu Dumnezeu, cu soțul, cu soția. Trebuie să profităm de asta. Bucură-te, gustă viața cu nevasta pe care o iubești, pe care o iubești. Și dacă nu o mai iubesc, dacă s-au petrecut lucrurile de mult când ne iubeam, păi de datoria noastră să ne împrospătăm dragostea față de partenerul nostru, da? Deci e o zi a mulțumirii, putem să mulțumim și pentru soț, pentru soție, pentru viața ce ne-a dat-o Dumnezeu și eventual să ne reangajăm în dragoste unii față de alții și să-L onorăm pe Dumnezeu cu asta. Și tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, că în locuința morților nu-ți mai cere nimeni, nu o să mai poți face nimic. Așa că, fraților, să trăim ca și cum ar fi ultima zi din viața noastră. Cu grijă, cu ascultare de Dumnezeu, cu atenție unii cu alții, dar în același timp ca și cum am trăit o veșnicie aici. Să muncești și prin tot ce faci să-L lauzi pe Dumnezeu. E frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu asta. Să-L onorezi prin tot ce faci pe Dumnezeu. Și toate lucrurile astea, spune Solomon, am văzut, nu vitejii, nu cei nuți aleargă, nu vitejii câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâine, și așa mai departe, ci toate atârnă de vrem și de împrejurări. Să nu cumva să credem că dacă ne umflăm mușchii, noi suntem cineva. Cineva-i Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Toate atârnă de vrem și de împrejurări. Vreau să vă spun ceva. Faptul că noi suntem o comunitate de români în Danemarca ține de o vreme și de împrejurări. În urmă cu 30 de ani, în timpul comuniștilor, nu aveai posibilitatea asta să ieși din țară, să te stabilești undeva, eventual dacă fugeai. Ilegal, da? Dar a venit o vreme, au venit niște împrejurări în care Dumnezeu a deschis porțile. Și la fel în mediul de afaceri, la fel în mediul familiar, în orice domeniu, Dumnezeu a stabilit lucrurile astea. El dă binecuvântări în funcție de vrem, de împrejurări, ca omul să depindă de Dumnezeu. N-aș vrea să uităm asta. Ne este bine, ne-a binecuvântat Dumnezeu, dar n-aș vrea să uităm că îi se datorează lui Dumnezeu, că noi depindem de El, cu toate că avem bani în cont, că avem case frumoase, că avem mașini, că avem sănătate și altele. Totul depinde de Dumnezeu, slavă Lui. Slavă Lui. Deci, vom lăuda pe Domnul cu câteva cântări. Apoi, fratele Petru, ești pregătit, Petru? El o să ne încurajeze cu câteva lucruri. Eu le-am spus așa la frați, nu, scopul nu să laude biserica și vai ce s-a întâmplat aici. Scopul e ca noi să mergem încurajați atunci când suntem împreună, atunci când suntem o familie, atunci când ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Atunci Dumnezeu se bucură și Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. Slavă Lui! Și apoi Svetlana o să laude pe Domnul cu o cântare. Să avem o poezie de la sora Cami. Fratele Dani Matiaș, care de curând a trecut și prin câteva experiențe sau încercări, să le spunem. O să ne încurajeze și el. Apoi sora Emma și ea o să ne încurajeze și o să aibă o poezie, să laude pe Domnul. Asta e. Hai să ne bucurăm, vă invit să ne ridicăm în picioare, să lăudăm pe Domnul cu toată inima.
merită. E o zi de bucurie, e o zi în care chiar îi mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit. A trecut un an de la sărbătoarea de 4 ani a bisericii. Am văzut lucruri frumoase, mai sunt lucruri care trebuiesc îndreptate, lucruri care trebuiesc schimbate, dar Doamne, lucrează Tu în viața noastră și în inima noastră. Amin.